Dragii mei, din nou suntem împreună pe acest loc sfânt despre care bunul Dumnezeu a spus să scoate încălțămintea din picioare când ești aici, adică fii prezent pur și simplu, fii cu picioarele pe pământ, realist, înțelege ce vreau să-ți spun, îi spune Pavel ucenicului său. Este un mare privilegiu acesta. Nu voi putea mulțumi lui Dumnezeu niciodată pentru chemarea lui și pentru harul pe care l-am avut de a sluji fraților mei în cuvânt. Lucrul acesta mi-a copleșit de multe ori sufletul și am văzut în el nu doar ocazia de a învăța ceva sau de a înțelege un lucru sau altul, ci am văzut expresia iubirii lui Dumnezeu pentru aceea la care el ne trimite cu cuvântul său. Astăzi vom învăța cu această ocazie un lucru care ne va feri, așa cum i-a spus Abigail lui David, nu vei avea dureri, nu te va dure inima în ziua aceea, ne va feri de această cumplită, sinistră surpriză pe care o vor avea mulți care vor spune: Doamne, Doamne, dar nu pot să-mi cred, dar eu am fost în biserică, eu am fost așa, eu am fost pe dincolo. Astăzi noi vom învăța care este diferența subtilă dintre religie și relația cu Dumnezeu. Aș vrea din start să adresez o întrebare. Și a schimbat Israel vreodată religia? Nu. Au murit martiri pentru ea de atâtea. Niciodată nu s-a întâmplat. Religia lui Israel nu s-a schimbat niciodată. Dar Dumnezeu, pe Dumnezeu l-au schimbat ei vreodată? N-are rost să începem lista aceasta. Și nu despre ei este vorba, ci despre noi toți. Astfel că religia rămâne religie, dar relația cu Dumnezeu suferă aceste modificări. Religia noastră, credința noastră are valoare numai în măsura în care Dumnezeu are valoare în ochii noștri. Când, așa cum spunea Domnul, au schimbat pe Sfântul lui Israel cu animale, cu idoli, cu plăceri, pofte ale lumii acesteia, când se întâmplă aceasta, religia rămâne o cochilie goală, o scoică goală în care nu este nimic. Ceva care sună și este aruncat de ape în dreapta și stânga, este gol, fără conținut. Acest lucru se aplică nu numai la religie în general, dar și fiecărui aspect al religiei noastre, cum ar fi binefacerea, cum ar fi sărbătorirea zilei de odihnă, cum ar fi casa Domnului, cum ar fi predicarea Evangheliei. Toate acestea, valoarea lor adevărată este dată nu de forme și nici de felul cum sunt privite în generația noastră sau în contextul nostru, ci sunt valoarea lor reală dată de relația noastră cu Dumnezeu, cine este El în ochii noștri. Astfel că, iubiții mei, să învățăm acest lucru din unul din cele mai cumplite exemple cu care, de fapt, începe Biblia și se și sfârșește. Este vorba de Cain și Abel și este vorba de mireasa lui Hristos și de Babilon, de sfârnata cea mare. Iubiții mei, mergem în Genesa, în Maleahi, la capitolul 3, versetul 14 și aici ne este prezentată o situație. O clasă de oameni se adună și ei vorbesc de rău pe Dumnezeu. Și spun așa, degeaba, e versetul 14, degeaba slujim lui Dumnezeu, tot una e, ori dăiești la credință, ori dănuiești, tot așa, nu e nimic. Ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și dacă am umblat triști înaintea Domnului știrilor? Nu e legat de credință această tristeță, dar așa era tradiția, să umbli, să faci pe supăratul. Dimpotrivă, revolta crește și acum fericim pe cei trufași, adică pe cei care înjură de Dumnezeu, își bat joc că nu e nicio diferență. Uite, celor îi le merge bine, ei ispitesc pe Dumnezeu, înjură de Dumnezeu, fură, mint, jefuiesc, crimă și au succes. Și uite cât de mult trăiesc, spunea acolo în Iov, zice, ajung bătrâni și tot așa, și generații după ei și își văd nepoți și copii și... Iar eu, spune Asaf și spune, eu sufer în acest fel, fericim pe cei trufași. Aceasta este o pagină. Cealaltă pagină acum, cei ce se tem de Domnul, versetul 16, stau și ei de vorbă, dar în teama de Dumnezeu se ascund toate iubirile, prețuirile, slujirile sufletului nostru
pentru cel pe care îl iubim cu adevărat. Dacă mă iubiți, mă veți asculta. Dacă nu mă iubiți, veți executa. E posibil să executați niște ritualuri, tradiții, dar aceasta nu înseamnă ascultare. Ascultarea nu poate fi despărțită niciodată de iubire. Nu, niciodată. Ea este un produs al iubirii, fiindcă mai întâi vine iubirea în suflet și apoi vine ascultarea. E cealaltă pagină în care sunt cei care se tem de Domnul. Domnul îi ascultă pe amândoi, și pe unii și pe alții. Degeaba am slujit, fericim pe cei trufași așa, și ascultă și pe cei ce se tem de Domnul și ne spune în versetul 17, aceștia vor fi ai mei. Nu în sensul că Dumnezeu ține cu ai lui, ține cu cine ține cu el și așa mai departe. Spunea Iov prietenilor lui, zice, încerca să-l înșelați pe Dumnezeu ca pe un om. Deci credeți că va găsi de bine treaba asta când credeți că Dumnezeu e un om care poate fi dus cu aparența? Nu. Aceștia vor fi ai mei nu înseamnă o alegere arbitrară, ci înseamnă următorul lucru. Aici i-a adus pe ei felul cum au privit ei pe Dumnezeu. Au simțit că aparțin lui Dumnezeu. Ceilalți oameni vor fi ca miriștea, cenușă. Din ce cauză? Cine i-a adus acolo? Așa i-a blestemat Dumnezeu? Așa? Nu, acolo i-a adus religia lor fără Dumnezeu. Acolo i-a adus religia formelor fără iubire de Dumnezeu. Să mergem acum la acest verset 18 în care Maleahi ne spune: atunci veți vedea deosebirea dintre ce înseamnă religie și ce înseamnă relație cu Dumnezeu. Acolo veți vedea lucrul acesta. Știți acea frumoasă anecdotă sau așa povestire în care Solomon întreba de regina din Seba: cum deosebești între flori care sunt artificiale, care sunt naturale, care executate de săvârșit? Nu puteai să vezi absolut nicio umbră de diferență. Și Solomon a lăsat albinele să intre acolo și acestea, bineînțeles, că au mers pe florile naturale. Au făcut deosebirea imediat. Și nu numai albinele fac deosebirea, ci și spiritul nostru știe să deosebească lucrurile, că a fost împuternicit de Dumnezeu să facă lucrul acesta. Mergem acum la acești doi frați care, așa cum spuneam, reprezintă aceste două sisteme cu care se încheie istoria lumii noastre, Cain și Abel, acești doi frați. Și vom constata, vom vedea diferența, veți vedea deosebirea. Ce înseamnă să fii religios? Cain era un om religios, dar el nu iubea pe Dumnezeu și a nu iubi pe Dumnezeu nu înseamnă a fi indiferent față de Dumnezeu. Aceasta înseamnă moarte, practic, ci ura pe Dumnezeu. El nu putea să primească nimic din felul, din caracterul lui Dumnezeu. Nu putea să primească cu bucurie așa ceva, că el îl vedea pe Dumnezeu așa cum era el, plin de invidie, plin de ură, cu dorință de supremație, cu vărsare de sânge atunci când este ofensată mândria lui și toate lucrurile acestea adunate în sufletul lui se proiecteau și astăzi se întâmplă la fel. Felul cum îl vezi pe Dumnezeu nu este altceva decât umbra a persoanei tale din lăuntru tău, umbra ta proiectată pe chipul lui Dumnezeu. Tu ai crezut că sunt ca tine. De unde știm aceste lucruri despre Cain? Păi știm acestea din reacția lui după ce nu i-a fost primită jertfa. Acolo și-a dat el arama pe față, a arătat el cine era în lăuntrul lui. Și acolo putem să vedem noi deosebirea dintre religie și relație. Abel iubea pe Dumnezeu. Și din start trebuie să discutăm lucrul acesta, vom reveni asupra lui, dar ceea ce a făcut diferența între Cain și Abel nu a fost neapărat felul de jertfă pe care l-au adus. Pentru că existau și jertfe din roadele pământului, Cain putea să le aducă și putea să le aducă și Abel. Pe de altă parte, chiar dacă ar fi adus un miel Cain, jertfa lui n-ar fi fost primită de către bunul Dumnezeu pentru binele lui. Da. Și dacă aducea un miel, nu aceasta a fost problema, nu acest lucru i s-a reproșat. Aici face lumină Sfânta Scriptură când ne spune:
deosebirea între Abel și Cain e legată de credința lor. Prin credință a adus Abel o jertfă mai bună, Evrei, capitolul 11. Prin credință a adus o jertfă mai bună. Deci credința a făcut deosebirea, nu neapărat produsele pe care le-au adus ei. Și acum, prietenii mei dragi, să mergem la lucrul acesta din versetul 4. Primul a adus Cain jertfă, el era fratele mai mare și Abel era, îl privea cu respect și cu... așa, cu frăție, cu iubire. Ați observat că n-a suspectat nimic când a fost invitat la câmp, a fost o bucurie pentru el. El este senin în sufletul lui față de fratele lui și nici nu știe cum arată să fii criminal însetat de sângele fratelui tău pentru că mândria ta a fost rănită. El nu știe ce e așa ceva. Și Dumnezeu este cu el. De aceea, nu sângele lui Cain, sângele lui Abel mărturisește până în ziua de astăzi, pentru că el era o icoană închipuitoare sau o ilustrație a celui ce avea să vină, a Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să urmărim însă versetul 4, în care Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, iar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. De unde vine plăcerea aceasta? De ce i-a plăcut într-un caz și de ce nu în altul? De unde vine lucrul acesta? Ce a făcut deosebirea aceasta? Ce a produs deosebirea aceasta? Evrei, capitolul 11, versetul 6. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. A privit cu plăcere din cauza credinței pe care o avea Abel, felului cum îl vedea el pe Dumnezeu, și a privit cu neplăcere datorită felului cum îl privea Cain pe Dumnezeu. Ce înseamnă cu neplăcere? Când copilul tău face o prostie, îi vorbești cu scârbă sau arunci, vomiți ce a făcut el, bajocorim, nici atât. Repede îl compătimești, îl încurajezi, nu te descuraja, nu e nicio problemă. Acesta e adevăr când Dumnezeu spune Scriptura că a privit cu neplăcere la jertfa lui Cain. Bunul Dumnezeu a făcut o favoare ca el să știe adevărul despre sine însuși, el și închipuia, religios fiind, și închipuia că este favoritul lui Dumnezeu și închipuia că Dumnezeu are nevoie de ceea ce aduce el și vai, o să fie mare recunoștință de la Dumnezeu, uite cu ce te servesc eu pe tine, uite ce fac eu pentru tine. Și Iehu zice, uite zelul meu pentru Domnul și așa mai departe, dar jertfa lui era total goală, lipsită de iubire pentru Dumnezeu. Avea numai ură împotriva lui Dumnezeu, numai blasfemie, numai blestem în mintea lui, cum vom și observa imediat. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Ce vrea să spună aceasta? Vrea să spună că el a manifestat respingerea față de Dumnezeu și a bătut joc de judecata lui Dumnezeu. Și a bătut joc de concluzia, de bunătatea lui Dumnezeu prin care îl ducea pe Cain la concluzia că e bolnav și că trebuie să se vindece. Ce rău face un doctor unui om dacă îi spune cu iubire, uite, lucrul ăsta te duce la moarte în final. De ce trebuie să ne spună Dumnezeu așa ceva? Pentru că există boli asimptomatice. N-au niciun fel de simptome. Vezi pe cineva sănătos, toate bune, toate bune, și când colauzi că are cancer în ultimul stadiu și în stadiu 3, stadiu 4, auzi tot felul de vreo, și dar nu m-a durut nimic, n-am avut nimic. Tocmai aici este, în aceasta constă perversitatea sau păcătoșenia păcatului. El se infiltrează și se inserează atât de pervers. Se folosește de aceeași lege, spune Biblia, adică cum era religia, avea comun numele lui Dumnezeu și încearcă să joace rol de relație, dar este cu atât mai păcătos, ca să iasă în evidență, cu atât mai păcătos cu cât dă aparența binelui. Care trebuie să fie reacția noastră când Dumnezeu, pe o cale sau alta, ne descoperă ce e în noi? Uite ce e în tine. Care trebuie să fie reacția noastră vis-a-vis de doctorul care ne spune cu credincioșie diagnosticul?
Caim s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Încep să înjuri doctorul dacă îți spune că ești bolnav în felul ăsta. Încep să scuipi, să urli, să răstorni alea. Mi-ai stricat ziua criminalului nenorocitului. Sau trebuie să-i spui, doctorul, îți mulțumesc că m-ai oprit cu un pas înainte de moarte. Aș fi murit și nici nu știam că sunt bolnav sau ce se întâmplă cu mine. De aceea se întreaptă bunul Dumnezeu către el și îl întreabă pentru ce te-ai mâniat? Adică ce e de mânie în asta, dacă eu ți-am spus adevărul despre tine? Ce e de mâniat în lucrul acesta? Era de la cel rău Cain, așa spune Sfânta Scriptură. El era de la cel rău și cel rău nu suportă. Dacă observăm că nu suportăm ușor corecția sau instrucția sau disciplina sau revelarea adevărului, descoperirea adevărului, dacă observăm că nu suportăm ușor, știm și este semn că acel rău are un cuvânt de spus în viața noastră. El este acela care nu suportă niciun cuvânt al lui Dumnezeu, îl revoltă imediat și trebuie să știi lucrul acesta. Este cel rău care are un cuvânt de spus, a pus piciorul în sufletul tău. Și atunci, bunul Dumnezeu îi dă ocazia pocăinței. Uite, eu ți-am arătat lucrul ăsta ca să vindecăm situația, să îndreptăm situația aceasta. Nu te iubesc pe tine mai puțin decât pe Abel sau pe Abel mai mult ca tine. Astea sunt lucruri. Tu mă tratezi pe mine ca un om din acesta părtinitor, fățarnic, dar nu se poate. Tu trebuie să știi mult și știi mult mai bine decât așa. Și atunci, bunul Dumnezeu îi dă ocazia pocăinței. Uite, hai să îndreptăm lucrurile din cauza aceasta, că uite, păcatul pândește rău și uite, când faci rău, se întoarce împotriva ta, nu împotriva lui Dumnezeu, se întoarce împotriva ta, pândește la ușa ta, vrea să intre în casa ta, e vorba despre tine, pentru tine mă lupt eu să-ți trezesc conștiința, îi spune bunul Dumnezeu. S-a pocăit Cain? Nu. Din nefericire, un demon nu se poate pocăi cu niciun chip și nici un om care a fuzionat cu acest spirit demonic și anume și-a identificat viața cu cel rău. Răspunsul lui Cain la adresa apelului lui Dumnezeu la pocăință, placă-ți sfatul meu, spunea Daniel, ascultă, e pentru tine lucrul acesta. Însă Cain, ca răspuns, a zis fratelui său Abel, hai să ieșim la câmp, acolo l-a omorât. Iubiții mei, Cain nu avea nimic cu Abel. Problema ar fi fost prea simplă și superficială și pur și simplu omenesc. Se certau, se împăcau. Nu avea nimic cu Abel. El a avut ceva și omul are ceva. Deci când observăm o manifestare de felul acesta, omul nu are ceva cu omul. Are ceva împotriva lui Dumnezeu. Și singura ura lui împotriva lui Dumnezeu, neputând să-l omoare, așa cum spune cartea Apocalipse, balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița. Mâniat pe Dumnezeu, pentru asta ei se pot să omorâse fața, nu împotriva lui Cain, lui Abel. Nu. Mâniat pe Dumnezeu l-a omorât pe Abel ca să producă o suferință adâncă inimii lui Dumnezeu. Unde e fratele tău? Din nou, uitați-vă cu câtă bunătate. De obicei, în fața unui astfel de criminal, nu ai prea bun control al emoțiilor. Însă Dumnezeu nu este om ca noi să-și piardă răbdarea, să se mânie, să se enerveze. Nu se întâmplă aceasta. Și el din nou vorbește cu el. Observați că nu Cain a vorbit cu Dumnezeu, ci Dumnezeu a vorbit cu el, după cum tatăl fiului risipitor a ieșit în întâmpinarea lui. Și lucrul acesta ar trebui să ne învețe mult. Și după cum ați văzut în Iov, Dumnezeu discută, Dumnezeu deschide discuția cu diavolul. El nu dă bună ziua, nu nimic, dar Dumnezeu îl întâmpină. De unde vii? Sau? Nu pentru că diavolul merită, ci pentru că Dumnezeu este vrednic. Este acestea. Unde este fratele tău? Adică, înțelegi ce s-a întâmplat? Asta a fost, aceasta era întrebarea. El spune, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Dumnezeu poate spune, știu că nu ești păzitorul fratelui tău, deși ar fi trebuit să fii, dar ești pânditorul fratelui tău. L-ai pândit, îl pândești la orice colț, vrei să prinzi orice vorbă, tragi de limbă oameni, vrei să auzi totul despre el, ești pânditor, pândești. Așa cum scrie în Proverbe, deci desfrânatul pândești să vadă când a plecat, cine a plecat, când e ușa deschisă, când nu este. Pândești, tu nu ești păzitorul, dar ești pândarul,
pânditorul fratelui tău. Ce ai făcut, îl întreabă Domnul, versetul 10, înțelegi ce s-a întâmplat? Nu uita lucrul acesta, fratele tău nu are nicio vină înaintea ta sau față de tine. Care este urmarea acestei alegeri pe care ai avut-o? Nu te blestem, sau Dumnezeu nu blestemă pe nimeni. El ne-a spus, nu o blestemați, binecuvântați și nu blestemați. Acum, blestemat ești tu. Adică e un blestem pentru tine ce ai făcut. De lucrul ăsta am vrut să te feresc. Am vrut să vină binecuvântarea peste tine, nu blestemul, dar tu ai ales blestemul. Îi plăcea blestemul, așa scrie în psalm. După ce îi spune consecințele, nu pedepsele, acestea nu sunt pedepse. Noi vorbim într-un limbaj românesc. Zice, încerca să vorbiți cu Dumnezeu ca și cu un om sau ca despre un om. Pedepsește, bate, omoară, face, drege. Acestea se întâmplă în altă parte. Nu la Dumnezeu. Uite, acestea sunt consecințele păcatului tău, urmările alegerii tale. Cain, spune în versetul 13, este o nouă revoltă. Pedeapsa mea este prea mare ca să o pot suferi. M-am dus pe linia acestui verset, am căutat să văd multiple traduceri din lume, cum au tradus ei cuvântul. Și, într-adevăr, ideea pe care o transmite aici cuvântul lui Dumnezeu este alta, mult mai adâncă decât aceasta, și anume, nelegiuirea mea este prea mare ca să pot fi iertat. Acesta e sensul adânc al cuvintelor lui. Pedeapsa mea e prea mare ca să pot suferi. Nelegiuirea pe care am făcut-o e prea mare ca să pot fi iertat. Aceasta e ideea care se transmite prin anumiți comentatori și în două traduceri ale Bibliei. Am o mulțime dintre ele, dar în două traduceri am găsit această expresie. Iubiții mei, aceasta este o situație care ne paște pe toți. Aceasta îl păștea pe Petru. Când i-a spus Domnul lui, m-a rugat să nu se piardă credința ta, la aceasta se referea. Petru nu avea niciodată să nege divinitatea lui Iisus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru este ireversibil, odată spus. Dar el putea să cadă în capcana acesta a neiertării, gândind că trădarea sau minciunile lui sau ce a spus el acolo la foc sunt de o așa gravitate încât el nu mai poate fi iertat. Și Domnul a rugat să nu se piardă credința ta în puterea lui Dumnezeu. Pentru că când spui că fără de legea ta nu mai poate fi iertată, cum a spus Cain, tu știi ce spui? Dumnezeu nu are putere să ierte așa ceva, e neputincios. Așa vorbesc unii despre răbdarea lui Dumnezeu până aici, asta e capătul răbdării lui Dumnezeu, gata, îi dă drumul. Ei gândesc că Dumnezeu e ca ei, sărmani oameni. Și în versetul 14 se confirmă lucrul ăsta. Iată că tu mă izgonești. Stai. Te izgonește Dumnezeu sau te izgonește păcatul tău? Te izgonește fără de legea ta, alegerea ta. De ce vrei să duci nenorocirea aceasta până la fatal? Pentru ce vrei să faci lucrul ăsta? Cui folosești așa ceva? Cine te împinge pe tine? Tu mă izgonești. Nu eu te izgonesc. Fără de legea ta, conștiința ta, oricine mă va găsi, mă va urmări. Unde ai găsit așa ceva? Cine ți-a spus lucrul ăsta? Tu mă izgonești. Nu. Uite cine sunt eu. Nici de cum, spune versetul 15. Eu ți-am pus un semn asupra ta ca să nu te atingă nimeni, nu că te izgonesc eu, nu că te dau eu să te omoare. Ce departe era gândirea, unde duce ura împotriva lui Dumnezeu? Ea nu stă pe loc, continuă să construiască tot felul de lucruri și în aceeași situație în care cineva vede o binecuvântare și un har, cum ar fi un diagnostic bun și adevărat, Doamne, îți mulțumesc că cel puțin știu care e problema și facem ce se poate în legătură cu lucrul ăsta. Acum, dacă nu știu diagnosticul, nu înseamnă că nu este, iar dacă îl știu, am harul că pot să lupt știind cu cine este vrăjmașul. Nu. De la ce gândea el despre Dumnezeu, tu mă izgonești, până la cine era Dumnezeu? Nici de cum așa ceva. De unde vine lucrul acesta? Când a auzit lucrul ăsta, s-a oprit pe loc și a spus, Doamne, iartă-mă pentru, cum a zis Iov, mi-e scârbă de ce am gândit despre tine, despre ce am vorbit despre tine. S-a oprit Cain? Nu. Versetul 16. Cain a ieșit din fața Domnului. Cum adică să ieși din fața Domnului? Păi ce, Domnul are o adresă undeva? Plin este cerul și pământul de prezența ta? Unde să ieși din fața Domnului? Dar în mintea lui,
De asta a și comis crima aceea, pentru că el a considerat, hai să ieșim la câmp. Dar de ce nu-l omori aici în casă? Nu vreau să ieșim la câmp ca să nu fim în prezența Domnului. Uitați, unde duce ura împotriva lui Dumnezeu, ce fel de înfiorătoare, chimere ajung să bântuie gândirea noastră atunci când ne întoarcem împotriva lui Dumnezeu. Veți vedea deosebirea, a spus Mareahi. Prin credință Abel a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea, prin credința aceasta, el a căpătat mărturia că este neprihănit, că Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el, măcar că este mort. Iubiții mei, frați, cu ajutorul lui Dumnezeu, lumina aceasta care ne-a dat-o Dumnezeu nu va fi aruncată la gunoi. Era momentul pentru Cain, a fost singurul moment și singura posibilitate de întoarcere la Dumnezeu. Când aceasta este lepădată cu scârbă, Israel a lepădat binele cu scârbă, atunci locul nu rămâne gol, ci în locul lui intervine o ură și mai mare împotriva lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spus despre Abel să fie spus și în dreptul nostru al tuturor. Și să avem această încredințare că este o deosebire și dacă nu se vede, se va vedea. Bunul nostru Tată, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, să credem că este o deosebire între Cel ce Te iubește și Cel ce Te urăște. Păzește-ne de o religie a formelor goale, moarte. Adă-ne totdeauna bucuria prezenței Tale în sufletul nostru, Doamne, și umple viața noastră cu roadele acestea despre care ai vorbit în cuvântul Tău. Ne închinăm și îți mulțumim, Doamne, pentru îndurările, harul și bunătatea Ta, care a venit la noi fie cu gust amar, fie cu gust dulce, dar au venit de la Tine. Îți mulțumim că prin ele ne-ai dat lumină și adevăr. Ne închinăm înaintea Ta și credem în Tine, vindecătorul sufletelor noastre și acela care vei restaura de plin în Domnul Iisus Hristos, nu numai viața noastră, ci și lumea noastră și întreaga creație prin Domnul Iisus Hristos. Amin.